Procurorii DNA au pus în mișcare acțiunea penală față de subcomisarul Alin Muntean. Acesta este acuzat în dosarul privind fabricarea probelor în cazul Berbecean. Alin Muntean a devenit oficial inculpat fiind acuzat de complicitate la săvârșirea infracțiunilor concurente de abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și complicitate la represiune nedreaptă. Ofițerul va desfășura în continuare activitățile pe care le va decide conducerea IPJ Alba. Conform DNA, șeful DICOT Alba, Ioan Mureșan, ofițerul de poliție judiciară în cadrul BCCO Alba, Alin Muntean și fostul procuror DICOT, Nicolae Cean, în prezent procuror la parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, sunt urmăriți penal pentru abuz în serviciu, respectiv complicitate la această infracțiune în legătură cu instrumentarea dosarului Berbeceanu, în care acesta ar fi fost reținut fără probe. Dosarul lui Traian Berbeceanu ar fi fost fabricat după ce acesta ar fi refuzat solicitarea lui Ioan Mureșan de a-l numi șef de serviciu pe ofițerul Alin Muntean, reiese din ordonanța DNA privind urmărirea penală a șefului DICOT Alba, a lui Muntean și a unui procuror de la parchetul Tribunalului Alba. Ulterior, Traian Berbeceanu afirma că încă de când a fost reținut și arestat în dosarul care a fost fabricat și a pus încrederea în DNA și a sperat că procurorul anticorupție vor demonstra că este victima unei înscenări și că odată aflat adevărul va fi repus în funcție. Recent, Traian Berbeceanu, fostul șef al BCCO Alba Iulia, a înregistrat un nou succes în demersul care urmărește reabilitarea sa profesională. Acesta a obținut revocarea măsurilor preventive luate în luna noiembrie 2013 de magistrați de la Înalta Curte de Casație și Justiție.